Societatea de Medici Naturaliști din Iași a aniversat pe 29 iunie 186 de ani de existență. Totodată, membrii societății au sărbătorit 120 de ani de la publicarea primului număr al revistei medico-chirurgicale Iași. Dubla aniversare a avut loc la Muzeul de Istorie Naturală din Iași. La această manifestare au participat profesori și studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. În 1830, doctorul Mihail Zota și doctorul Iacob Cihac înființau la Iași Cercul de Cetire Medicală, care era format din 21 de membri. 3 ani mai târziu, acest cerc se transformă în Societatea de Medici Naturaliști din Principatul Moldovei, prima societate științifică modernă de tip european din țările române. 184 de ani, 1833 a fost 29 iunie 1833, domnitorul Mihail Sturza a dat ocazul de înființarea societății. El a fost și primul președinte onorific al societății. Deci, ca atare, de ce această zi și nu alta, este ziua în care realizăm această marcare a unei atât de importante și societăți științifico-medicale din România. Ziua de 29 iunie de Sfântul Petru și Pavel este ziua aniversară a acestei societăți în amintirea primului membru onorific străin, protector și principal donator, generalul Pavel Kiselev. La început, publicația aniversată purta numele de Buletinul Societății de Medici și Naturaliști, care abia în 1924 își schimbă titulatura în revista medico-chirurgică. Revista asta a făcut enorm pentru, și bine să nu se schimbe, să rămână așa cum a fost, că noi avem tendința asta să schimbăm multe lucruri și nu cred că e bine, trebuie să ne păstrăm tradiția, fiindcă tradiția asta este istorie. Ei, această revistă a apărut la început în limba franceză și în limba română. Folosind termenii francezi, a introdus nomenclatura medicală românească, deci limba română medicală a apărut grație acestei reviste. Aceiași oameni inimoși cu suflet au făcut această bibliotecă. De ce? Pentru că revista făcea schimburi cu toate revistele din lume. Din lume. Deci, o societate care avea 39 de membri avea schimburi cu 89 de reviste din toată lumea, inclusiv, da? Ei, nu sunt astăzi 50 de reviste care să aibă peste 125 de ani de vechime. E, revista noastră se încadrează în această grupă. Chiar dacă revista are 130 de ani, aceasta a ajuns la ediția 121 din cauza unor dificultăți survenite în perioada celor două războaie mondiale. Publicația se distribuie gratuit de către societatea editoare. Proiectul nu ar funcționa fără sprijinul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. Consultând cu emoție colecția revistei, o adevărată comoară istorică aflată la sediul societății, ne întâlnim cu momente esențiale ale evoluției medicinii din Moldova. O întâlnire cu mari personalități ale școlii medicale ieșene prin intermediul articolelor.